La Erevan, Armenia a avut loc un seminar regional UEFA cu privire la licențierea cluburilor și sustenabilitatea financiară. Federația Moldovenească de Fotbal a fost reprezentată la eveniment de Ion Poale Lungi, manager licențierea cluburilor, Natalia Cernei, manager adjunct licențierea cluburilor și Ludmila Tabacaru, expert financiar. În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte: actualizarea regulamentelor UEFA cu privire la licențierea cluburilor și sustenabilitatea financiară, introduse în ultimii ani de către UEFA; examinarea practicii judiciare a Curții de arbitraj sportiv cu privire la aplicarea regulii de trei ani, aplicarea standardului de licențiere a UEFA ediția 2022 și altele. Măsurile UEFA de acordare a licențelor pentru cluburi și de fair-play financiar continuă să aibă un impact semnificativ și pozitiv asupra Sănătății finanțelor din fotbalul cluburilor din Europa. Iar aceste ateliere UEFA privind licențele pentru cluburi și fair play-ul financiar oferă o oportunitate de a examina modul în care procesul poate fi implementat.